Salutare, prieteni! Eu sunt Ionuț și astăzi o să vă arăt cum puteți să-l chemați pe spiritușul îndeplinitor dorinți. Pentru asta aveți nevoie de o foaie, trebuie să desenați o casă, un horn, o fereastră, o ușă și numărul casei. Și numai decât aici. Ori numărul hotelului și numărul camerei. Și ne mai trebuie și o ciocolată. Și trebuie să rostim aceste cuvinte. Spiriduș îndeplinitor, dorință vină. Spiriduș îndeplinitor, dorință vină. Dorințe vină. Spiriduș îndeplinitor, dorințe vină și dorința mea o împlinește. Eu îmi doresc 10 euro. Acum trebuie să le aducem în altă cameră. Unde vreți, dar nu trebuie să fiți alături. Noi o să mergem la duleta. Eu aici filmez videoclipuri cu jocuri. Uitați calculatorul. Și trebuie să lăsați și fereastra deschisă. Eu am lăsat la camera vecină fereastra. Și trebuie să fiți singuri acasă. În casă trebuie să fiți singuri, nu trebuie să mai fie nimeni. Dacă nu, nu o să-mi vină. Trebuie să așteptăm o minută. Dați să ieșim la balcon. Iată și surioara mea în drum. Acolo la nisip. Uitați. Parcă așa din palma mea. Eu cred că gata. Să mergem. Și nu uitați, dacă vă place, să puneți un like la videoclipul acesta și să vă înscriți la canalul meu. Nu ne uităm. Nu ne uităm. Nu ne uităm. Nu ne uităm, nu ne uităm, nu ne uităm, 3, 2, 1, 10 euro, sunt adevărați oare? Da, sunt adevărați, am văzut la mulți pe internet acest lucru și am vrut să încerc și eu să vedem dacă e drept. S-a primit. Dacă vreți să încercați, încercați. Și vreau să îmi scrieți în comentarii ce fel de floare, plantă, este acesta. Aceasta. Mie este cam mare. Scriți în comentarii. Prima literă este B. Dar ultima C. Să vedem cine o să scrie primul denumirea plantei. Cu voi a fost Ionuț. Nu uitați să puneți un like și să vă înscrieți la canalul meu. Pa, pa!